zic așa, a făcut Dumnezeu și a împărțit 5 pâini, era la 5, la 5 zile sau cât e toi. Ce-ți așa? Plăcintă, plăcintă cu ce? Cu brânză, cu brânză. Brânză. Cașnicul se face cu ou, cu fideala, cu ftorse, după aceea se taie bucăți. Ce este cașnicul? Se fierbe fideala cu zahăr, se bat cu ouăle, se face ca o budincă așa. Și le pun în, cum se spun, în tigăi, în forme și tot așa la cuptor ea crește și după aceea se taie bucățele și se pune la farfurie. Поближе. Поближе, видите. С вами приехала со ски, да? Ски? Да. Ага. Каталась? Да. А какие были горы? Зеленые, красные, синие и черные. Или желтые? По синим каталась. Красные нет, да? Ну да, красные, синие. А красные были? Нет. Не были? Вообще не были. И черные не были. Ну, хороший знать. Вау. А это что такое? Венет. Подарок. Венет. Это Дракула? Да. День Господень, радуйтесь, люди, гаяли там, ну, гаяли.
așa cum stă statutul lui Lușilor Lipoveni, bucuroși de oaspeți, suntem și în post, suntem și în perioada de după post și în perioada de sărbători. Orice musafir și orice om care vine în această comunitate este binevenit oricând. Ce se poate oferi ca în momentul acesta de sărbători? V-am spus, sărbătorile constau mai mult în partea religioasă și vor rămâne impresionați în primul rând de obiceiurile și tradițiile religioase pe care le vor găsi aici. Normal că în pensiuni vor găsi mâncare în momentul de față, există 6 pensiuni aici, își vor găsi tot, dar aceste mâncăruri le găsiți și la dumneavoastră. Nu există ceva, cum să spun eu, ceva ieșit din comun ca tradiție gastronomică la Rușii Lipoveni în momentul de față decât la dumneavoastră. Cucerim prin ospitalitatea oamenilor noștri. Orice ușă e deschisă, oriunde se găsește o ușă, și dumneavoastră și orice turist este binevenit aici, că e pensiune sau că nu e pensiune. În primul rând, la mulți ani pe vechi, anul nou, pentru toți cei care sărbătoresc în această noapte trecerea între ani. Sarichioi, și nu numai Sarichioi, când vorbim de tradiții, este una dintre zonele care prezervă și promovează această bogăție culturală, iar sărbătorirea sau participarea la festivitatea trecerii între ani, anul nou pe vechi, reprezintă o oportunitate pentru orice turist. Vreau să vă spun că am participat și bănuiesc că toată lumea a participat la o petrecere de revelion într-un restaurant clasic. Aici se regăsesc tradițiile adevărate, tradițiile moștenite de comunitate și care sunt readuse la lumină cu aceste prilejuri. Dansurile, dar reprezintă și portul, reprezintă limba și, în ultimul rând, zona gastronomică, gastronomia locală. Iar Delta Dunării vine cu ce are specific pe Delta, și aici mă refer la gastronomia din pește, din produse din pește și nu numai. Dar, repet, degeaba povestim, cel mai bine și cred că este modul în care toată lumea va vedea exact ce avem de oferit. Îi invităm pe toți cei care doresc să petreacă în sezonul de iarnă o vacanță superbă în Delta Dunării și în județul Turcia. Când a dat cu asta.